La ce tu mă rog, este amare prea la mare pene, am ișto arăcleam tu mensaren. Bună dimineața și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Și eu m-am născut în România. O ediție ca toate celelalte, că nimic nu e nou sub soare până la urmă, Zita, nu? A, dar e de ceva, fiecare e dată ceva. Apare câte un condiment în plus. Exact, pagina de Facebook, care nu e tocmai nouă, dar nu trebuie să o spunem. Se updatează periodic. Da. Intrați pe pagina de Facebook a emisiunii Și eu m-am născut în România. Acolo așteptăm mesajele și opiniile dumneavoastră despre emisiunea noastră. Și bineînțeles, zice Radu, multe, multe like-uri. Hai acana, acion anglalul televizorii. Te dedicați-o, Ana Vale, rubrica în gărădeab de seara. Așadar, dragi prieteni, rămâneți în fața micilor ecrane. Vedem împreună care sunt titlurile ediției de astăzi. Săptămâna aceasta la Inforom vedem cine a vizitat platoul emisiunii noastre cu ocazia zilei de 1 iunie. Tot acum aflăm la ce licee din capitală s-au alocat cele mai multe locuri pentru elevii romi. Acestea, dar și alte știri, urmăriți doar la Inforom. La un ceai cu romi, invitații din platoul nostru sunt doi instrumentiști celebri, Miele Bibescu și Emi Drăgoi. La Chestiuni Rome vă prezentăm Floarea Romă. Nu plecați, revenim în câteva momente. Dragi prieteni, în următoarele momente aflăm informații despre campania educațională derulată de Partida Romilor Pro Europa, care se numește SOS Copiii Romi. Aceasta și alte informații în cadrul rubricii Romane Nevimata. Așadar, vedem cele mai importante știri cu și despre rom. Info Rom. Campania SOS Copiii Romi a ajuns zilele trecute și la școala numărul 135 Ștefan cel Mare din sectorul 5 al capitalei. Am venit împreună cu el pentru a vede, pentru repartizarea anului școlar 2017-2018 la o școală profesională sau la un liceu unde dorește el. El ar dori la Iuliu Maniu, asta este pe mecanică, mecanici auto. Acum este opțiunea lui și să vedem pe viitor ce se va întâmpla. Față bine, să înțeleg că îl sprijiniți să meargă cu studiul mai departe. Nu pot să spun că nu este nici primul, nici ultimul, este undeva pe la mijloc și sper ca să aibă un viitor bun, adică asta depinde de el. Eu l-am sprijinit în trecut, îl sprijin și în continuare, i-am spus că drumul în viață este să învețe ceva, să aibă o meserie la bază care să-și câștige existența, pentru că noi ca părinți astăzi suntem, mâine nu o să mai fim și atunci trebuie să-și creeze singur un drum în viața lui. Iuliu Maniu. Pe profil de mecanică, că m-a atras acel profil și aș vrea să fiu cineva în viață. Și mă ajută cu o calificare și cu mai multe lucruri pentru viața dinainte. Și aș putea face cu acest lucru un lucru bun pentru copiii mei care o să iau. Tu, ca părinte, trebuie să te informezi corect. De ce? Ca să poți să alegi împreună cu copilul tău un traseu educațional cât mai aproape de aptitudinile lui și un traseu care să-i asigure lui și un loc de muncă. Încercați să mergeți către acele licee, către acele școli profesionale care vă conferă o calificare. Învățământul ăsta profesional de 3 ani chiar îți conferă și certifică o calificare. Sunt declarațiile și solicitarea pentru a-și declara apartenența la acest grup etnic, vorbim de etnia romă. De data aceasta, informarea este făcută chiar de domnul președinte. Informațiile ajung cu siguranță la părinți, vor ști ce să facă atunci când va fi grădina de vară, că de cele mai multe ori părinții vin neinformați la grădina de vară, mai precis la Cervantes. Dânsul a explicat foarte bine și cum se calculează media de admitere, pentru că începând cu acest an, media, din păcate, media claselor 5-8 contează foarte puțin, o pondere de 20%, ceea ce va afecta media de admitere a elevului de etnie romă, care din diverse motive, de cele mai multe ori, la examen se poate pierde, poate avea momente de rătăcire, sub imperiul emoțiilor, evident. Fie că aleg un liceu teoretic, fie că aleg o școală profesională, elevii și părinții sunt convinși că recomandarea oferită de Partida Romilor îi va ajuta mult în vederea înscrierii la liceu pe locurile alocate romilor. M-am gândit pentru frizerie. Și bucătarie, o meserie frumoasă, dar știu că este foarte mult de muncă. Lucrez în meserie și adică aș fi vrut frizerie, coafor, stilist,
zic că e o meserie mult mai ușoară, mai curată și mai bănoasă. Să aibă și o meserie, să aibă un serviciu când o să termine, școala, adică să aibă de ce să se întrețină. Am venit împreună cu elevii școlii noastre pentru a primi o recomandare în alegerea viitoarei profesii la un liceu din București. Ce șanse au copiii? Învață bine? Deci șanse și mai mari și mai mici depinde în funcție de și de rezultatele pe care le vor obține la evaluarea națională. Da, aș dori un liceu cât mai bun pentru copilul, e normal, lui îi place mai mult matematică, dar acum să vedem cu media ce iese la examen și unde repartizează. Depinde totul de el. Mesajul cadrelor didactice pentru elevii care urmează să susțină examenele este unul de încurajare. Curaj, fiți ambițioși, pentru că noi am luptat de-a lungul secolelor cu putere, ambiție, am transmis totul pe cale orală și putem foarte mult. Derulată în urmă cu 12 ani, campania SOS Copiii Romi asigură creșterea accesului la educație pentru toți elevii de etnie romă. Pentru a beneficia de locurile rezervate, elevii trebuie să obțină recomandarea de apartenență la etnia romă, care se eliberează în mod gratuit de către organizațiile rome. Împărțirea locurilor pentru candidații romi se realizează în perioada 6-7 iulie 2017 de către Comisia de Admitere a Municipiului București la Liceul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes din Capitală. Repartizarea se face în ședință publică, în ordinea descrescătoare a mediilor, conform opțiunilor exprimate. În situația în care locurile speciale pentru romi nu sunt ocupate, ele vor fi folosite pentru rezolvarea cazurilor speciale. Menționăm faptul că admiterea candidaților de etnie romă se face în limita a 1-2 locuri pe clasă, peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare pentru anul 2017-2018, aprobat de Ministerul Educației. În unitățile de învățământ, absolvenții claselor a 8-a, care dețin recomandarea scrisă prin care se atestă apartenența la etnia romă, vor completa cererea tip ISMB până la data de 16 iunie 2017. Orice cerere depusă după această dată nu mai este luată în considerare. În București, cele mai multe locuri pentru elevii romi au fost acordate la următoarele licee. Colegiul Economic Viilor, 28 de locuri. Colegiul Economic Hermes, 22 de locuri. Colegiul Tehnic Mihai Bravu, 16 locuri. Liceul Tehnologic Mircea Vulcănescu, 14 locuri. Colegiul Național Spiru Haret, 14 locuri. Liceul Teoretic Dimitrie Bolintinanu, 12 locuri. Colegiul Tehnic Energetic, 12 locuri. Colegiul Tehnic Media, 12 locuri. Colegiul Național Iulia Hdeu, 12 locuri. Liceul Teoretic Nicolae Iorga, 12 locuri. Colegiul Național Ile Caragiale, 11 locuri. Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu, 10 locuri, Liceul Teoretic C. Arosetti, 10 locuri, Colegiul Tehnic Petru Maior, 10 locuri, Liceul Teoretic Traian, 10 locuri, Colegiul Economic Adexenopol, 10 locuri, Colegiul Economic Virgil Magiaru, 10 locuri, Școala Superioară Comercială Nicolae Crețulescu, 10 locuri, Colegiul Național Ion Neculce, 10 locuri, Liceul Teoretic Constantin Brâncoveanu, 10 locuri, Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă, 9 locuri, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc, 8 locuri, Colegiul Tehnic Mircea cel Bătrân, 8 locuri, Colegiul Național Aurel Vlaicu, 6 locuri, Colegiul Național Mihai Viteazu, 6 locuri, Colegiul Național Cantemir Vodă, 6 locuri, Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonița, 5 locuri și altele. Candidații de etnie romă care concurează pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru ei trebuie să depună un dosar de înscriere care cuprinde următoarele acte. Cerere de înscriere specificând doar opțiunea pentru liceu fără a preciza unitatea școlară pe care doresc să o urmeze, fișa de înscriere pentru 2017, anexa la fișa de înscriere pentru candidații care au susținut și au promovat probele de verificare a aptitudinilor și a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, copie după cartea de identitate, dacă este cazul, certificatul de naștere în copie legalizată, recomandarea scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale sau politice a romilor, legal constituite, prin care se atestă apartenența lor la etnia romilor și nu faptul că fac parte din respectiva organizație, adeverință de la unitatea școlară de proveniență cu media generală a claselor 5-8 și media de admitere, foaia matricolă pentru clasele 1-8 și fișa medicală.
De menționat faptul că în capitală dosarele se primesc la Comisia de Admitere a Municipiului prin intermediul centrelor de înscriere din cele 6 sectoare până la data de 4 iulie 2017. Iată care sunt centrele de înscriere. Școala Gimnazială Nicolae Titulescu, Școala Gimnazială numărul 39, Școala Gimnazială Barbu de la Vrancea, Școala Gimnazială numărul 133, Școala Gimnazială numărul 131, Școala Gimnazială numărul 279. Calendarul de admitere a candidaților este următorul. 12 mai 2017, afișarea locurilor speciale pentru candidații romi, 16 iunie 2017, data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaților pe locurile speciale pentru romi, 6-7 iulie 2017, repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi. Vă amintim că toate informațiile referitoare la calendarul de admitere sunt afișate de unitățile de învățământ și inspectoratele școlare. Chestiunile rome de astăzi prezintă un volum inedit. Sunt descrise 55 de personalități din diverse domenii de activitate din spațiul etniei rome. Marin Petra Chepechea, Ion Dumitru Bidia, Nichi Costescu sunt doar câțiva dintre cei despre care vom vorbi în următoarele minute. Suedia este obligată să plătească circa 17 milioane de euro pentru a despăgubi 4.741 de romi. Comunitatea de romi de aici a fost inclusă într-o bază de date a poliției pe care justiția suedeză a considerat-o ilegală și discriminatorie, informează agenția germană Deutsche Press și agenția spaniolă EFE. Despre baza de date a poliției, care conținea numai informații despre persoanele de etnie romă, s-a scris pentru prima dată în anul 2013, atunci când cotidianul național suedez a tras un semnal de alarmă asupra metodei controversate de înregistrare a populației rome. Ulterior, guvernul de la Stockholm a acceptat să plătească fiecărei persoane din listă o despăgubire de circa 512 euro. Pentru 11 romi din listă, despăgubirea nu a fost suficientă, astfel că în urma unui nou proces în instanța de judecată, s-a decis că fiecare reclamant are dreptul la o despăgubire de 3.300 de euro. Mai mult, procurorul general al Suediei a anunțat de curând că toți cei incluși în baza de date au dreptul să primească o despăgubire chiar și mai mare față de cea decisă inițial de instanță. Prin urmare, după refacerea calculelor, guvernul suedez va trebui să plătească în total circa 17 milioane de euro, suma considerată a fi istorică conform declarației ONG-ului Civil Rights Defenders, care a reprezentat reclamanții în instanță. Programul național Școala Altfel a debutat pentru copiii de la școala numărul 136 din Ferentari, București, cu o vizită foarte interesantă. Însoțiți de către doamna inspector școlar Elena Radu, copii cu vârste cuprinse între 10 și 13 ani au intrat pentru prima dată într-un studio de televiziune. Surprins chiar în timpul unei înregistrări pentru emisiunea Și eu m-am născut în România, gazda emisiunii Sorin Sandu a făcut cunoștință cu cei mici. Asta este studioul nostru. Aici filmăm noi rubrica noastră La un ceai cu rom. Voi ați văzut emisiunea noastră, nu? Da, da. Ați văzut-o, nu? Așa, cum vi se pare aici? Frumos. Ce e frumos? Tot. Dar voi ce clasă sunteți? A patra. A patra? Și voi sunteți toți vorbitori de limba română? Da, da. Mai mult sau mai puțin? Mai mult sau mai puțin. Mai mult sau mai puțin, ha? Ne-am multe rom diferite. Cum? E grea limba română? Cât de cât? Dar pentru tine e grea? Nu. Dar frumoasă e. Frumoasă limba română? Da, de ce nu? Vizibil încântați de lumini, atmosferă și camerele de filmat, copiii s-au răsfirat prin studio și au cercetat fiecare aparat. Sorin le-a fost profesor și le-a arătat copiilor inclusiv cum se filmează. Cum vi s-a părut vizita? Mi s-a părut foarte frumoasă. Niciodată n-am mai fost într-un platou de filmare. Cumva s-a născut în tine ideea că ai vrea să devii om în spatele camerei sau poate prezentatoare TV? Doar prezentatoare TV. De ce prezentatoare TV? Pentru că văd foarte multe fete la televizor care au pornit de jos ca să ajungă sus. Ce v-a plăcut cel mai mult? Studioul.
Ce anume din studio? Luminile, camerele? Camerele. Pe lângă vizita în studioul de televiziune, cei mici au avut programată și o vizită în cadrul Agenției Naționale pentru Romi. Marius, deja student, ne-a povestit despre experiența sa din anii anteriori, atunci când a avut ocazia să fie deputat pentru o zi. În urmă cu 8 ani am fost președinte pentru o zi la Agenția Națională pentru Romi, iar ziua următoare am fost deputat în biroul domnului Păun. Și cum ți s-a părut experiența? Ai mai repeta-o? Aș mai repeta-o, poate pe un termen puțin mai lung, să pot să am timpul necesar de a putea schimba ceva. În primul rând, ar trebui să se schimbe puțin pe partea educațională, ar trebui să promovăm ca romii să își ducă copiii la un nivel mult mai mare pe partea educațională, ar trebui să îi trimite la facultate, este foarte important, pentru că odată ne dezvoltăm noi pe partea intelectuală mult mai bine și putem da și un exemplu pozitiv, putem schimba acea etichetă pe care de obicei o avem. Na contilte san gajo, contilte avem anuș. După ce și-au satisfăcut toate curiozitățile specifice vârstei, cei mici s-au așezat cu minți în spatele camerelor de filmare pentru a asista la o nouă înregistrare a emisiunii Și eu m-am născut în România. Ridicăm pahadul până dimineață, vreau să beau și să-mi cânte lăutarul, bani pentru bărbatul meu să dau. Hai să ridicăm pahadul până dimineață, vreau să beau și să-mi cânte lăutarul, bani pentru bărbatul meu să dau. La mulți ani bărbatul meu, încă o viață dacă aș mai trăi, tot cu tine aș vrea să fiu, c-am făcut cei mai frumoși copii. La mulți ani și fericire, lângă tine viața-mi este dragă. Am tras unul lângă altul și-am stat împreună o viață întreagă. Nu ne crede, dar la multe am renunțat noi doi. Să punem copiii bine, azi vreau să trăim doar pentru noi. Nu-mi doresc nimic mai mult și nu cer mai mult la Dumnezeu decât să avem sănătate, eu, copiii și bărbatul meu. La mulți am bărbatul meu, încă o viață dacă aș mai trăi, tot cu tine aș vrea să fiu, c-am făcut cei mai frumoși copii. La mulți ani și fericire, lângă tine viața-mi este dragă. Am tras unul lângă altul și-am stat împreună o viață întreagă. Nu vreau avere, amândoi mereu așa să fim. Și când bătrânețea vine, tot la fel de mult să ne iubim.
Nu vreau bani, nu vreau avere, amândoi mereu așa să fim. Și când bătrânețea vine, tot la fel de mult să ne iubim. La mulți ani, bărbatul meu, încă o viață dacă aș mai trăi, tot cu tine aș vrea să fiu, că-am făcut cei mai frumoși copii. La mulți ani și fericire, lângă tine viața-mi este dragă. Am tras unul lângă altul și-am stat împreună o viață întreagă. Floarea Romă, o carte scrisă de neobositul profesor Dr. Gheorghe Sarău și finanțată de Asociația Partida Romilor Pro Europa, o carte în care găsim, regăsim personalități ale romilor din România. Aici putem citi despre regretatul Nichi Costescu, Marin Petrache Pechea, Tamango văd aici, uite, Alexandru Țitruș, violonist, Mihaela Ursuleasa, marea pianistă Mihaela Ursuleasa, Zita, un copil minune al pianului, mulți, mulți, Romica Puceanu. Așadar, avem toate motivele, Sorin, să răsfoim și să citim această carte, de ce nu, Floarea Romă. Și să urmărim materialul care vine imediat, și anume Chestiuni Rome, care vorbește exact despre această carte. Iromanii Luludi este o apariție literară inedită. Veți ajunge la această concluzie și dumneavoastră de îndată ce veți răsfoi volumul. Tipărită în 2000 de exemplare cu sprijinul organizației Partida Romilor Pro Europa, această inițiativă îi aparține profesorului Gheorghe Sarău. Realizată în ediție bilingvă, cartea oferă o imagine de ansamblu asupra elitelor, personalităților și liderilor care au ajutat la promovarea cu succes a spațiului, culturii și istoriei etniei rome. 55 de promotori, artiști de renume, lăutari și muzicanți, actori, scriitori, profesori, doctori, activiști și sociologi de etnie romă, despre toți aceștia puteți afla doar dacă citiți cartea Iromanii Luludi. Este bine să scriem despre oameni atunci când trăiesc, dar este bine, dacă n-am făcut-o, să scriem despre acei oameni măcar atunci când au trecut în cealaltă lume, imediat. De ce? Pentru că se uită. Se așterne uitarea și foarte greu, ca să spun cum am lucrat la această carte, am apelat la foarte multe persoane, aici sunteți foarte mulți la care am apelat și până la urmă, ca să dăm de Nichi Costescu, m-am folosit de niște imagini date de domnul Rupiță, de Elena Radu, care l-a sunat pe fostul director și ne-a spus unde e mormântat. Eu însumi am întrebat pe Facebook de câteva ori și nimeni nu mai știa unde a fost înmormântat. Au fost vizite la multe cimitire, conversații cu groparii care m-au ajutat ca să fotografiez datele de naștere, Steluța Slate, am mers la mormântul lui Tamango, toată lumea este aici pomenită, care a ajutat cu puțin. Domnul Rupiță, trebuie să-i mulțumesc frumos, ideea a fost a dânsului, dânsul a făcut propunerea la Partida Romilor de a se face această carte, e adevărat, și iată, a ieșit ca un album, ca să-l parafrazez pe scriitorul Nicolae Băciuț, redactorul șef al revistei Vatra Românească, că de fapt este un album de artă, pentru că și condițiile grafice și fotografiile în care sunt reprezentate aceste personalități, exponenți, sunt de excepție. Dacă încă nu v-am convins de importanța și frumusețea acestui volum, atunci vă oferim o mostră din activitatea personalităților care se regăsesc în această carte și care ne-au făcut onoarea să vină ca invitați în emisiunea Și eu m-am născut în România. Deschidem enumerarea noastră cu Ion Dumitru, zis și Bidia. Provenit dintr-un neam de romi argintari, acesta s-a remarcat ca lider rom, a fost susținător al limbii romanii și a luptat contra manifestărilor rasiste, fiind considerat la un moment dat chiar liderul comunității etniei romilor din România. Cum trăiesc romii în România în acest moment, Abidie? O întrebare destul de frumoasă ca întrebare, însă rest, în spatele ei se ascunde niște chestiuni, la fel ca un putrigai.
Sincer să fiu, parcă mi-este foarte greu să vorbesc zilele în care trăim, timpurile acestea. Pentru că știm cu toții că acest popor din care venim noi romii este un popor marginalizat de-a lungul milioanelor de ani. Dar mai mult decât atât, situația precară în care trăiește România astăzi, nu numai romii sunt atât de ca viață precară, dar sunt și majoritari. Sunt comuni unde trăiesc majoritari care se stegurează să intre. Și la noi, la Ron, sunt unele comuni, unele orașe unde sunt romii înstăriți, prosperă, dar avem și greutăți destul de mari în ceea ce privește o sărăcie care depășește pragul imaginației. Nicolae Gheorghe este un alt nume cu greutate. Acesta provenea din neamul zlătarilor și a fost cercetător, sociolog, activist și ideolog internațional al romilor. A publicat o serie de volume și a fost consilier pentru Rom și Sinti în structura Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Mulți dintre noi cei educați suntem în organizații neguvernamentale și interguvernamentale. Suntem, într-adevăr, este un fel de fugă de creiere. Mulți dintre noi cei care suntem din România, acum suntem pe la Bruxelles, la Varșovia, la Strasburg, mă rog, unde sunt și slujbe mai bine plătite, și contacte și posibilitatea de a învăța. Deci cred că o parte din aspirină este să-ți iei rolul modest de consilier într-un consiliu comunal ales, funcționar la primăria din comuna cutare unde sunt romi, dacă ești la camine la Varșovia, mă rog, faci câte ceva, sigur că da, dar nu poți să ajungi cu efectul acțiunii tale extrem de indirect. Deci cred că o parte din aspirină este ca unii dintre noi cei școliți să și facem ce zicem. Adică zicem peste tot participarea romilor, dar nu ne înghesuim la pozițiile din sistemul, să spunem așa, oficial. Deci organe alese, organe de stat, fundații mai modeste. Suntem încă la organizații neguvernamentale, la organizațiile interguvernamentale. Cred că, da, când un număr mai mare dintre persoanele școlite dintre romi vor intra în structurile de administrație publice, lucrăm pentru rom, dar nu neapărat numai pentru rom. Adică poți să lucrezi în medicina veterinară ca, mă rog, ca un bun specialist. Atunci s-ar putea găsi un remediu. Ediții la rând, telespectatorii emisiunii noastre s-au putut amuza cu umoristul Nichi Costescu. A fost sufletul concursului Miss Piranda încă de la prima ediție, din 1991 până în 2008, și a promovat muzica romă veritabilă. O șatră de romanda noștri prinde un peștișor și peștișorul de aur zice: bă, zice, dacă îmi dați drumul, vă fac pe toți cum vreți voi, ce să vă îndeplinesc orice dorință, știi? Și primul zice: Doamne, fă-mă blond, cu ochii albaștri, frumos, blond, așa. Al doilea zice: fă-mă blond, fă-mă frumos, fă-mă alb. Uite așa, 200 din șatră, fă-mă blond. Vine și ultimul, 201, unul zice: bă, cu tine ce să mai fac, că nu mă pot să te fac și pe tine blond. Zice: nu mai poți să mă faci? Nu, altceva, dar blond nu. Fă-i pe ăștia înapoi negri cum a fost. Asta e situație. Marin Petrache Pechea provenea din neamul romilor argintari. A avut o copilărie marcată de ororile deportărilor din Transnistria, la Bug, dar a avut norocul să scape cu viață. A iubit muzica și a colaborat cu nume mari din industria muzicală românească, Stella Enache, Loredana Groza sau Mahalarai Banda. Lipsit din reportajele emisiunii noastre și alte nume mari pe care le veți regăsi în carte: Ion Albeșteanu, Romi Capuceanu, Tamango, Johnny Răducanu, Ion Voicu, Victor și Aurel Gore, Ilie Udilă, dar și mulți alții. Informații neștiute și chiar surprinzătoare despre viața și cariera celor care au făcut istorie în mișcarea romă așteaptă să fie descoperite. Iromanii Luludi este o lectură care vă va trezi interesul cu siguranță. Se scoală de dimineață,
se scoală de dimineață, ia coșul și pleacă în viață. Mama mea e florăreasă, se scoală de dimineață, se scoală de dimineață, ia coșul și pleacă în viață. Ea nu fură, nu cerșește, ca toată lumea muncește. O, mama mea, j-aveți voi cu mama mea. Ea nu fură, nu cerșește, ca toată lumea muncește. Toată lumea muncește.
ceai cu rom, Miele Bibescu și Emi Drăgoi ne povestesc ce locuri au colindat cu muzica lor de-a lungul anilor. Tot acum ne dezvăluie ce melodii au consacrat. Rămâneți cu noi! Ei bine, dragi prieteni, suntem la un ceai cu rom, suntem foarte bucuroși că alături de noi vor veni doi mari artiști, e vorba de Emi Drăgoi și Miele Bibescu. Adică un acordeonist și un saxofonist care performează în lucru, să zic așa, cu instrumentele lor. Așadar, toate motivele le avem să fim atenți la un ceai cu rom. Vor cânta și live aici? Bineînțeles. Un motiv în plus. Te dicați. Bună dimineața și bine ați venit, dragii mei, la un ceai cu rom. Se spune că ziua bună se cunoaște de dimineață. Eu sunt ferm convinsă că o să meargă bine toată ziua, toată săptămâna și tot anul. Asta pentru că am doi oameni foarte, foarte talentați aici lângă mine, cu care astăzi voi sta de vorbă. Sper să se și ia talentul puțin, așa m-am dat cu niște, cu niște lipici, așa, să se lipească de mine talentul lor. Bună dimineața, domnilor, bine ați venit! Bună. Alături de noi, domnul Miele Bibescu și domnul Emi Drăgoi. Mă bucur foarte mult că sunteți astăzi alături de noi. Talent ai tu cu carul, așa. Da, mulțumesc! Da, vă mulțumesc foarte, foarte mult. Ați venit astăzi la noi să ne povestiți și să ne spuneți ce mai faceți, ce piese noi mai scoateți. Ați venit împreună pentru că știu că sunteți, pe lângă faptul că sunteți și prieteni și vă înțelegeți și foarte, foarte bine, vă înțelegeți la fel de bine și atunci când cântați. Probabil că mai bine atunci când cântăm amândoi. Serios? Dar nu, sunt onorat că am un prieten, cum să spun, de o finețe și de un rafinament rar întâlnit. Aș vrea să glumesc mai mult cu el, dar modul lui vă de impune respect. A fi, da, e o dulceață de băiat ești. Este reciproc și din partea mea, pentru că își pune cuvântul prietenia noastră să fim astăzi alături la dumneavoastră în emisiune. De când vă cunoașteți? Eu spun că dintotdeauna așa o prietenie frumoasă avem și fără interes. Asta e. Asta e. Nu periuțe, vai, știi cum e și n-o spunem. Așa. Nu, e o prietenie curată, dacă are ceva să-mi spună. Respectul să, contează foarte mult, da. Să vede încântare. Atunci când el pe mine mă respectă și eu pe el respect, știi ce se întâmplă? De fapt, noi, muzicanții și lăutarii, cum vrei tu să-i spui, suntem niște gladiatori într-o arenă în care noi trebuie să fim învingători. Correct. Și dacă ai un partener de genul ăsta, fără să vrei, învingi adversarul. Adversarul care e? Publicul. Unde cântăm noi, nu-l învingem, îl cucerim cu ceea ce dăm noi afară. Dar dacă suntem individualiști și ești pe compropriu, să ies eu, să mă vadă, adică să stau, adică să cânți mai mult decât trebuie, eu zic că nu dă bine. Am înțeles. Cum v-ați cunoscut? Cum v-ați întâlnit? Păi eu îl cunosc pe taică-su de foarte mult timp. L-am admirat. Așa. Atunci când era pe la Paris, atunci când am auzit interpretări deosebite, muzicănțește, frate, ce să mai o dăm adevărat, cântare adevărată. Și atunci am zis, mă, trebuie să-l cunosc și eu. Odată am cântat la doctorul Pesa Mosca, Dumnezeu să-l ierte, dacă ți-aduci aminte, da, cu sigur. Petrică, cu pianul, el, da. Eu, nu mai știu ce, bine. E, atunci, parcă și înainte am mai cântat pe undeva, dar nu mai rețin, dar atunci a rămas, de atunci de la Pesa Mosca, de la ziua doctorului Pesa Mosca, am rămas împreună, prieteni buni.
Asta e... Și nu ne-am dezamăgit și sper că nici de aici încolo... Prietenia o să dureze, sunt ferm convinsă. Să fim sănătoși. Atât pe plan muzical cât și pe plan personal. Domnule Midrăgoi, știu că proveniți dintr-o familie unde muzica era pusă la loc de cinste, ca să zic așa. Și tatăl dumneavoastră dădea lecții de acordeon, cânta... Mama dumneavoastră la fel. La câți Sigur. Ani ați, știu că ați primit un cadou la vârsta de 3 ani, dacă nu mă înșel, la 3 ani. Deci am spus de mai multe ori această poveste și o mai spun încă o dată pentru că o spun cu mare plăcere, că Dumnezeu a pus în mine un dar care tatăl meu l-a dorit, s-a rugat la Dumnezeu și i-a împlinit un vis să ducem mai departe tradiția noastră din familie, muzica. Tatăl meu cântă tot la acordeon și eu continui. Cum și la... Dar trebuie să subliniez că ai și două. Da. Avem, adică de fetele mele, spun, da. Nu? Prințesele, da, Alessia și Bianca. Le pup, sunt turci. Pe această cale le pupăm și Claudia la fel și care ne susține din toate punctele de vedere. Claudia este soția mea și... Jumătatea mea pot să spun, pentru că întotdeauna în viață trebuie să fii împlinit. Și jumătatea asta este dată de la Dumnezeu, ți alegi jumătatea și dacă știi să rămâi împreună, să formezi un singur trup, este perfect. Deci la 3 ani ați primit în dar acordeonul cadou. Da. Ce ați făcut cu el? Știați cum să-l manevrați? Păi vă dați seama că o fi fost un spectacol acolo... între părinții mei și mine, dar le stricam, taică mi le repara, iar îmi cumpăra altul, că de atunci a fost o joacă la început și joaca a devenit ceva mai serios la vârsta de 6-7 ani și la 14 ani am plecat singur, aveam deja... Ajungem și acolo când ați plecat la Paris, nu? Da, în Franța. Dar știu că tatăl dumneavoastră era puțin uimit când v-a văzut cu acordeonul în brațe și a fost uimit cum dumneavoastră reproduceați cu mare ușurință melodii pe care le cânta tatăl dumneavoastră. Eu pot să spun că am avut încă o dată șansă de la Dumnezeu, că tatăl meu mi-a arătat câteva note, adică trul e ceva foarte simplu, adică do, re, 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 mi, 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 fa, 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 mi, fa, mi, fa, re, fa, ro, fa, 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 do. E ceva foarte simplu. Eu le-am înimerit ce am făcut, ce n-am făcut și el a rămas surprins că, de fapt, eu îi spuneam că, mă, tată, eu știu, lasă-mă că am învățat și, de fapt, nu vreau să-l ascult. Hai că mai să arăt încă o dată. M-a făcut o dată, de două, trei, de la 7-8 oră, m-a pus, hai mă, fă-mi, dovedește. Și am nimerit notele și eu spun zic, că așa... Eu zic că nu le-ați nimerit, eu zic că atunci, cum a spus și noastră, talentul este de la Dumnezeu, da. Iar acest talent v-a fost dat de când v-ați născut. Corect. Deci cred că v-ați născut. Dar vrei să adaug și eu ceva. Vă rog. Am avut acum 2 săptămâni un spectacol cu el și cu taică-su și cu 2 flori frumoase, fetițele lui, superbe și talentate. Cântă foc. Și ele? Da, la vioară. La vioară. Da. Și eram la repetiție. Acum, eu privind în prisma mea, pentru că tata nu mai este, și uitându-mă, știi, la ei doi, Emi la un moment dat se uită pe el, mă, tata, nu e bine. Bine, știi? Îmi permică. Dar gândește-te ce a fost în spatele. Câtă mulțumire sufletească a avut taică-su, tata în el. Dom'le, e băiatul meu, deci băiatul meu îmi spune lucrul ăsta. Băi, da. Tată, adică în interiorul lui, uite, știi, e o chestie de-asta tulburătoare, în care, deci... Fiul meu a ajuns atât de mare încât să-mi spună mie ce am de făcut. Mulțumirea asta de părinte, cea mai mare mulțumire. Și eu mi-aș dori ca nepotul meu să-mi spună, Ștefi, auzi, tată, știi ceva?
Că el nu spune bunicul, tată, știi ceva, tu stai că nu cânti bine, lasă cânt eu. Dar cântă cineva din familia dumneavoastră? Da, 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 am un nepot, am așa. Băiatul meu, e băiatul meu, Ștefi, care îl pup. Da, un băiat foarte talentat, l-am studiază ce, așa cu ce, cum trebuie, ce tot cu clarinetul, nu, pianul a început și a spus, domne, știi ceva, mie nu-mi place pianul ăsta, dăm clarinet. Dar dumneavoastră, de unde, adică cine v-a insuflat dragostea asta pentru muzică, în familie? Da, tata, ai mei toți. Au cântat? Da, cum să? Și tatăl dumneavoastră tot cu clarinetul a cântat? Nu, cu vioara, păi e o poveste mai lungă. Păi, că... Povestiți-ne, că de asta suntem aici. M-a pus, domne, vreau să fiu urmașul meu, știi, așa? Cu vioara. Bă, cu vioara, bă, ciu, nimic. Am făcut de la 9 ani până la 11 ani clengul. Clengul, mă, nu înțeleg. Deci e o metodă de vioară pentru începători. Am înțeles. Care o termini într-un an, îți dai seama, doctor. Și eu tot aia, în 4 ani, numai aia. Studiați în continuu. Ce studiam? Că spuneam că mă doare mâna, mă, tată, lasă-mă. Clar, nu vă plăcea instrumentul. Nu, mă, nu că nu-mi plăcea. Știi ce îmi spunea el? Bă, băiatule, am avut mare respect de el și rușine până când am murit. Mă, băiatule, ai un singur dar de la Dumnezeu, el mie. Zic, care? Pui mâna curat, restul, praf. Păi zic, și ce să fac? Bine, tot numai cu vioara, prost. Vine bunica mea din partea lui Bob ăștia, lui mama. Și mă, tati, spune tu lui. Vezi că Dumnezeu ține întoarce și dacă faci bine. Și mă zic, domne, mie îmi place clarinetul ăla lui nene, aveam un unchi, fratele, nu mama, clarinetist. Zic că ăla îmi place. Zic, foarte bine. S-a dus omul din pensia lui, îți dai seama că era pe copacii, consignațiile astea, și-a cumpărat un clarinet și-a venit și mi l-a pus. Zic că ăsta e. Ești aici, Dumnezeu. A fost o, cum să zic, o dragoste la prima vedere față de clarinet. Păi era, de când eram eu mică, tot le stricam la ăștia mei, știi, clarinetele, unchi-mi, celălalt. Le încercați așa. Știi, da, că le stricam, le dărâmam pe jos. Aoleu, da, ce copil! Uite ce-a făcut fitul! L-o sunat pe mamă. Am înțeles. Păi, eu zic să ne și cântați, pentru că e păcat să tot vorbim și să nu ascultăm și muzică bună și de calitate, așa că voi fi foarte atentă, stau cu minte aici și ascult cu mare interes ce ne cântați. Vreau să punctez că... Te rog, spune. Sunt aici datorită lui și emisiunii noastre, dar mai presus de toate am o bucurie în suflet că sunt alături de el să cânt și alt gen de muzică care nu a mai cântat de mult. Adică? Și asta e o provocare pentru mine. Dom'le, el e modest. Las că și cântăm, dar mai și vorbim. Dacă el spune lucrul ăsta, acum vin eu să-mi spun. A acceptat să vină lângă mine un mare acordionist. Suntem de acord. Dom'le, crede-mă că sunt momente care noi doi cântăm și mi-a pof. Așa de bine cântăm cât și gata. Nu, sincer, eu zic spun, să ne cântați. E o mare onoare să fii lângă mine. Eu vreau să ascult melodii bune și de calitate. Așadar, Miele Bibescu și Emi Drăgoi. Thank you.
Mică pauză de publicitate, după care revenim, dragi prieteni, nu plecați din fața micilor ecrane. Nu plecați, revenim în câteva momente cu amănunte neștiute despre cei mai cunoscuți instrumentiști. Faptul că dumneavoastră, împreună cu domnul Emi Drăgoi, aveți și o prietenie trainică, vă leagă și alte lucruri. Știu că amândoi, atât dumneavoastră cât și domnul Emi, ați fost la Paris. Ați cântat la Paris. Mai mult el decât eu. Mai mult eu el. Am fost de vreo două ori. E, nu cred, doar de două ori? Serios. Da. Păi și numele Miele Bibescu tot de la Paris vine. Miele, vi l-au dat? Nu, nu? E altă poveste? Bine, o să ne spuneți. De la Germania, de mașina de spălat miele. De la mașina de spălat. Țiganii noștri știți. Informațiile astea de pe net nu mai sunt ce nu, au fost odată. Nu, domnule, pleacă tata, hai ca să zic. Așa. Pleacă tata în Germania. Așa. De țigani, mașina de spălat. Albi, albi. Și cum fără? Vine cum a... Vine cu trenul, să-l așteptăm la gara de nord. Da. V-ați dai seama, eu am focat ce ne-a dus, am crescut bine. Și am venit cu mașina asta de spălat. Așa. Și pe ea scrie miele. Așa te cheamă pe tine. Și mă pun miele. Mașina de spălat nemțească, bună. Deci tot... A ținut mașina aia până m-am măsură. Tot valoroasă și mașina de spălat dacă păi e să-i mașina. Păi seama, pe timpul ăla să-mi duci mașina de spălat. Deci am înțeles, automatic. Deci numele de Miele Bibescu vine de la mașină. Miele vine de la mașina de spălat nemțească folosită cu încredere. Dar acum, trecând peste chestia asta, știu că domnul Emi Drăgoi chiar a plecat în Franța la 14 ani. Cred că aici nu am niciun, nu e niciun dubiu, nu? Sunt informațiile bune. La 18 am rămas. Așa. La 14 am fost tot așa într-o călătorie scurtă. Două săptămâni și m-am întors înapoi la 18 ani. Am plecat cu un contract alături de cu prietenul meu Costel Nițescu și tot la fel am plecat pentru câteva luni pentru că eu aveam treabă în România foarte mult. Da, odată ce ajungi acolo, cunoști frumosul, binele, am zis hai să mai rămânem câteva luni și în timp ăsta s-a întâmplat, mi s-a oferit dacă mi-aduc bine aminte, pe puțin 100 de contracte, de evenimente, în timp de un an de zile. Atunci era problemă cu să obții titlul de sejur, de muncă, de viză. Era foarte greu. Și trebuia să dovedești ca să stai. Deci am prins vremurile mai frumoase. Și așa s-a întâmplat. De la anul ăla s-au făcut 15 ani. Vezi tu cum mă râcâi tu să vorbesc. Vezi? Stau cu minte cine.
I-a zis că nu vorbesc. Păi nu, păi nu, că tu mă zăpăgești de acum cu vremurile frumoase. Păi erau vremuri frumoase, foarte, mă. Trebuie să scrii ceva ca să te calmezi. Cine mi-a pașaport pe timpul ăla, băie, lasă-mă. Muzica pariziană frumoasă. Da, 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 așa am cunoscut Parisul și prima dată când am mers pe Champs-Élysées, când am văzut prima dată un ospătar îmbrăcat frumos, negru, tot cu șoarzi, nu știu cum să numesc. Da. Și eu îți povestesc una, cunosc. Mirosea frumos, a parfum, cafeaua la fel, wow, am zis, mă, merită. E frumos, merită timpul ăsta de câteva luni cât am stat. Și apoi, în timpul ăsta de un an de zile am cunoscut adevărați muzicanți care sunt capete de afișe și la ora actuală, în lume. Și am zis... Puteți să ne spuneți cine sunt. Păi, Didier Locut, Mirele Lagren, alături de Costel Nițescu am crescut foarte mult. La ora actuală, când spui Costel Nițescu, Emi Drăgoi, în Franța, totuși am muncit 15 ani de zile și roadele se văd, dacă muncești cum trebuie. Dar nu îmi pare rău, pentru că în România am cunoscut prima dată pe Dumnezeu, că la 35 de ani n-am primit și eu pe Domnul, toată lumea știe, și pe prietenul meu, fratele, nu știu cum să-i spun, mai apropiat, Mieluță. Eu sunt mai zbuciumat, așa, știi, dar mă ponderează, știi. Dar toate lucrurile frumoase acum vine la 35 de ani. Dar știi ce e frumos? Că el a prins epoca parfumului adevărat, da, al Parisului, știi? Da. Ceea ce astăzi nu era, mai este. Da, nu mai sunt. Știi? Și era, mă, era mare lucru să... În 80 să, da, ajungi mergeai, în străinătate. Că mergi în Paris. Da, da. Și da, să ai acum un pașaport, să ai un pașaport, da, în 70, în 80, pe cine? Și eu să știi că nu-l puneam în buzunar aici, la cămașă, să vadă, să vază lumea că am pașaport. Și pentru că tot vorbim de plecări, de asta, ați zis că ați fost de două ori în Paris, dar dacă nu spuneți că în Japonia ați stat 7 ani, asta deja mă duc și fac scandal. Păi nu, așa e. Așa e. E adevărat, da? Okay. Hai să vă spun cu Japonia. Am învățat și să gătesc. E, știți să faceți orez? Nu, îți fac sushi dacă vrei. Sushi? Știu să-l prepar, pe 7 ani, bocciu să fii tot prost, să fii tot. Dar cum ați ajuns în Japonia? Cu Dumnezeu, cu... Dacă Dumnezeu a spus așa, eu te miruiesc pe tine să prinzi un tren frumos al vieții tale. Bravo, mi-ai luat vorba de cură. Vreau să adaug. Fiecare om avem un tren în viață, depinde dacă îl prinzi. E, și trenul ăsta eu l-am prins. Stând acolo am învățat, voi mi-a spus să fiu la o oră anume aici, am respectat ora. Da, ați fost foarte punctual. Am respectat-o. El îmi spune, vezi că avem cântare, să fii la 6 acolo. Sunt la 6 acolo sau poate chiar mai devreme. Deci când... acolo ați învățat punctualitatea, corectitudine, tot ce e mai frumos. Dar totuși ați stat 7 ani, deci ați stat ceva. Am stat, știu și să mai vorbesc, am uitat. Ia spuneți-ne ceva. Închidesc, ce faceți? De închides ca? Ok. Și tu trebuie să răspund, de închides. Au, dar nu e chiar ușor. Domnul Ligato, nu e chiar ușor. Ta, adică deci ați învățat niște cuvinte. În 7 ani, cum să nu suntem muzicați, mai avem și ureche, cât de cât, așa, am prins tot ceva. Dar lasă asta. Cânt într-un restaurant. Acolo cântăm. Vine un japonez. Cu felicitări, bineînțeles. Și domnule, vreau și eu piesa cu tare. Deci, că nu mai fi și ăsta, mă cunosc. M-ai înjurat de mama? Ce? Nu, mă zic, nu știu. Dar am văzut că eu m-am schimbat la față, că nu știam. Nu știam, ce vrei. Și era Yumiko. O țin minte și acum, o spătăriță, frate. Mă, fraților, eu vorbesc serios aici. Pă bune că nu mă jur că sunt în emisiune. Ce, domnule? Și ce, dai jobul, san, Bibi, dai jobul, san, Bibi. Adică, nu te îngrijora. Păi zic, nu, dar de ce? Ce vreau, scriu eu imediat.
În japoneză. Mă, ospătărița vrea să spună că ea știa muzică. Dar cum știi tu să scrii atâta cultură muzicală, Audo? Atâta cultură muzicală, atâta pasiune pentru muzica clasică. Da. Fraților, dați copiii să studieze. Fără alte lucruri, astea, dați copiii să ajungă mari, să cânte în filarmonici, să cânte unde e mai frumos cu papionul la cât. Ce ești, țigan? Da? Și ești la operă? Da? Bravo! Ne mai cântați? Păi, mai cânt, dar nu știu ce. Nici nu m-a întrebat ce vreau. El știe. Thank you.
din păcate, am ajuns la finalul emisiunii noastre. Nu mai aveam atâtea de vorbit și de spus, dar cred că vom mai face o emisiune. Cred că trebuie să vă luăm separat, așa că avem foarte multe de discutat cu fiecare în parte. Nu, venim tot împreună. Tot împreună, dar poate... Dar venim, dacă ne mai invitați... Cu mare drag, cum să nu. Poate, și cu odraslele. Mi-a plăcea foarte mult. Gata, punem la cale o altă emisiune cu mai mult spațiu și să putem să ne desfășurăm. Copii. Cu drag, cu drag sunteți așteptați oricând. Cu mare drag. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Și doar atât vreau să spun. Acum vreo 2 săptămâni sau 3 săptămâni, nu mai știu exact, mă uitam pe TVR1 la gala premiilor Uniter și mă uitam la premii și dintr-o dată a venit un moment muzical și stau, mă uit, zic, între timp îmi scrie cineva pe net, zice, cel care cântă la acordeon este de-al nostru, nu spun cine, o prietenă, și zic, stai mă, zic, da, este domnul Emi Drăgoi, zice, e tot romă, dar asta zice, eu sunt foarte mândră că sunt romă. Eu la fel, zic și eu la fel. Deci, domnul Emi Drăgoi a reușit să trezească noi, nu că n-am fi fost mândre și înainte, dar a trezit așa în momentul ăla ceva în noi și am zis, băi frate, se poate și la gala Uniter să cânte un rom de-al nostru și să ridice, pentru că a dat un ștaif acelui eveniment. Vă acel acordeon. Eu vă mulțumesc frumos din suflet și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sayonara. Adică nu sayonara, pe curând. Lasă, sayonara e domarigato. Ce ai zis, mai jura de mamă, nu? Nu, doamne. Cu domnul Miele Bibescu clar ne întâlnim la un orez sau la un sushi, nu? Promit. Dar de porc să fie sushi sau nu? Vin și eu, dacă... Cu sarmale, vrei sarmale? Bine, vă mulțumesc foarte mult, dragi prieteni. Rămâneți la emisiunea Și eu m-am născut în România. Emisiunea continuă. Spre final, ascultați muzică bună cu cei mai îndrăgiți artiști. Revenim imediat pe Ritmuri Vesele. Urmăriți cea mai mișto emisiune cu și despre romi. Pentru a beneficia de locurile rezervate, elevii trebuie să obțină recomandarea de apartenență la etnia romă, care se eliberează în mod gratuit de către organizațiile rome. Împărțirea locurilor pentru candidații romi se realizează în perioada 6-7 iulie 2017 de către Comisia de Admitere a Municipiului București la Liceul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes din Capitală. Repartizarea se face în ședință publică, în ordinea descrescătoare a mediilor, conform opțiunilor exprimate. În situația în care locurile speciale pentru romi nu sunt ocupate, ele vor fi folosite pentru rezolvarea cazurilor speciale. Menționăm faptul că admiterea candidaților de etnie romă se face în limita a 1-2 locuri pe clasă, peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare pentru anul 2017-2018, aprobat de Ministerul Educației. În unitățile de învățământ, absolvenții claselor a 8-a, care dețin recomandarea scrisă prin care se atestă apartenența la etnia romă, vor completa cererea tip ISMB până la data de 16 iunie 2017. Orice cerere depusă după această dată nu mai este luată în considerare. În București, cele mai multe locuri pentru elevii romi au fost acordate la următoarele licee. Colegiul Economic Viilor, 28 de locuri. Colegiul Economic Hermes, 22 de locuri. Colegiul Tehnic Mihai Bravu, 16 locuri. Liceul Tehnologic Mircea Vulcănescu, 14 locuri. Colegiul Național Spiru Haret, 14 locuri. Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, 12 locuri. Colegiul Tehnic Energetic, 12 locuri. Colegiul Tehnic Media, 12 locuri. Colegiul Național Iulia Hdeu, 12 locuri. Liceul Teoretic Nicolae Iorga, 12 locuri. Colegiul Național Ile Caragiale, 11 locuri. Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu, 10 locuri, Liceul Teoretic C. Arosetti, 10 locuri, Colegiul Tehnic Petru Maior, 10 locuri, Liceul Teoretic Traian, 10 locuri,
Colegiul Economic ADEC Senopol 10 locuri, Colegiul Economic Virgil Magiaru 10 locuri, Școala Superioară Comercială Nicolae Crețulescu 10 locuri, Colegiul Național Ion Neculce 10 locuri, Liceul Teoretic Constantin Brâncoveanu 10 locuri, Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă 9 locuri, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc 8 locuri, Colegiul Tehnic Mircea cel Bătrân 8 locuri, Colegiul Național Aurel Vlaicu 6 locuri, Colegiul Național Mihai Viteazu 6 locuri, Colegiul Național Cantemir Vodă 6 locuri, Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonița 5 locuri și altele. Candidații de etnie romă care concurează pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru ei trebuie să depună un dosar de înscriere care cuprinde următoarele acte. Cerere de înscriere specificând doar opțiunea pentru liceu fără a preciza unitatea școlară pe care doresc să o urmeze, fișa de înscriere pentru 2017, anexa la fișa de înscriere pentru candidații care au susținut și au promovat probele de verificare a aptitudinilor și a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, copie după cartea de identitate, dacă este cazul, certificatul de naștere în copie legalizată, recomandarea scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale sau politice a romilor, legal constituite, prin care se atestă apartenența lor la etnia romilor și nu faptul că fac parte din respectiva organizație, adeverință de la unitatea școlară de proveniență cu media generală a claselor 5-8 și media de admitere, foaia matriculă pentru clasele 1-8 și fișa medicală. De menționat faptul că în capitală dosarele se primesc la Comisia de Admitere a Municipiului prin intermediul centrelor de înscriere din cele 6 sectoare până la data de 4 iulie 2017. Iată care sunt centrele de înscriere. Școala Gimnazială Nicolae Titulescu, Școala Gimnazială numărul 39, Școala Gimnazială Barbu de la Vrancea, Școala Gimnazială numărul 133, Școala Gimnazială numărul 131, Școala Gimnazială numărul 279. Calendarul de admitere a candidaților este următorul. 12 mai 2017, afișarea locurilor speciale pentru candidații romi, 16 iunie 2017, data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaților pe locurile speciale pentru romi, 6-7 iulie 2017, repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi. Vă amintim că toate informațiile referitoare la calendarul de admitere sunt afișate de unitățile de învățământ și inspectoratele școlare. Îmi zice lumea țigancă, lasă zică și ce dacă, zică lumea ce-o vrea, eu am frumusețea mea, eu am frumusețea mea, hey, zică lumea ce-o vrea, eu am frumusețea mea, eu am frumusețea mea. Îmi zice lumea țigancă, lasă zică și ce dacă, zică lumea ce-o vrea, eu am frumusețea mea, eu am frumusețea mea, hey, zică lumea ce-o vrea, eu am frumusețea mea, eu am frumusețea mea. N-am rușine, n-am rușine, nu scrie nimic pe mine, nu scrie că sunt țigancă, sunt frumoasă și deșteaptă, nu scrie că sunt țigancă, sunt frumoasă și deșteaptă. N-am rușine, n-am
cine-mi sărută gura. N-o uită toată viața, Dumnezeu să te ferească de dragostea țigănească, de dragostea țigănească. Hey! Dumnezeu să te ferească de dragostea țigănească, de dragostea țigănească. Cine-mi sărută gura, n-o uită toată viața. Dumnezeu să te ferească de dragostea țigănească, de dragostea țigănească. Hey! Dumnezeu să te ferească de dragostea țigănească, de dragostea țigănească. N-am rușine, n-am rușine, nu scrie nimic pe mine. Nu scrie că sunt țigancă, sunt frumoasă și deșteaptă. Nu scrie că sunt țigancă, sunt frumoasă și deșteaptă. N-am rușine, n-am rușine, nu scrie nimic pe mine. Nu scrie că sunt țigancă, sunt frumoasă și deșteaptă. Nu scrie că sunt țigancă, sunt frumoasă și deșteaptă. Nu scrie că sunt țigancă, sunt frumoasă și deșteaptă. Nu scrie că sunt țigancă, sunt frumoasă și deșteaptă. Sunt țigancă. Mai în față puțin, ca să nu... Așa? Mai, un centimetru, ok. Așa, bun, și acum mai îndreaptă. Dar un ce pic. Sunt eu, frate? Și vină, păi, și, ca să așezăm. Și uite, acum poți să intri pe aici. Aha. Și facem ca la televizor, ca pe vremuri, știi? Uite, putem focaliza da. Mai aproape camera. Și acum te rog să prezinți dar tu observi știrile ceva? Zilei. Nu, dar observi ceva, că ăsta e doar pentru mine, tu nu mai ai loc. Păi de asta ziceam, tu ești... dragi prieteni, crainica Zita Moldovan vă va prezenta informațiile finalul emisiunii. Dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii noastre. Intrați pe pagina de Facebook, acolo așteptăm mesajele noastre și asta a fost emisiunea noastră. La revedere, eu plec pe scară. A, vine și la el, revedere. Normal. Ne vedem. De casa mea nu stau atunci, că ai te avem baxale romale. La revedere.